Bună! Sunt Maia și astăzi vom citi din poveștile Zurli Povestea mâinilor murdare de Mirela Retegan și de Maia Sărial Soarele strălucește luminând căsuța Zurli Gașca se joacă în curtea scăldată de aerul cald Singura grijă e joaca Ba cu păpuși, ba cu mașinuțe, cu lopățele și greble Unii agită pistoalele cu apă, alții adorm plușurile Joaca a început de vreme Au făcut încălzirea cu rem apoi s-au jucat de avați ascunsele. Acum, fetița Zurli, Truli, Lulu și Vrăji joacă aram Ram Zam prilej de râs în hohote. Lulu, nu încetini, accelerăm! A Ram Zam Zam, a Zam Zam, cântă veselă fetița Zurli. Gata, am terminat! Wow, acum e foame! Hei, ce foame! Repetă Lulu în șoaptă. Vai, am așa o poftă de... Fructe, spuse vrăjimăturica, căutând din priviri platoul cu gustări. Uite, acum mă duc eu în casă. O să văd dacă nu ne-a pregătit ceva de antiprezentatoarea. Pe la ora asta ne aduce mereu gustarea, spuse și Truli, plecat deja spre căsuță. Înăuntru, veselia e la ea acasă. Din camera lui Zdrângănel se aud acorduri de chitară, mulțumesc face genoflexiuni în sufragerie, iar clopoțel citește ghicitori. Muzica răsună din bucătărie. Asta înseamnă că acolo e tanti prezentatoarea. Ea întotdeauna ascultă muzică. Hei, tanti prezentatoarea, ai avut timp să ne pregătești gustarea? Știi că noi abia așteptăm momentul ăsta în fiecare zi, spuse Trulli gâfâind din ușa bucătăriei. Încântată, tanti prezentatoarea a întinde lui Trulli un coș împletit plin cu mere. De unde știi tu că ne e foame fix pe la ora asta? întreabă trulii în timp ce ține strâns coșul. Eu mă bucur că mâncați cu poftă și caut să vă pregătesc ceva bun în fiecare zi. Astăzi am vrut să vă fac o surpriză, așa că am cumpărat mere. Le-am gustat, sunt foarte bune. Să mâncați fără griji. Le-am pus în coș după ce le-am spălat bine. Acum mă pregăteam să vină în curte la voi, dar uite că mi-ai luat totul înainte, spuse tanti prezentatoarea. Mulțumim, Mă duc să le dau și celorlalți. Așa cum a venit, Trulie a și dispărut. A rupt-o la fugă cu merele, atent să nu cadă vrunul din coș, așa că nu a mai apucat să o audă pe tanti prezentatoarea spunând Nu uitați să vă spălați pe mâini, dragilor! În curte, fiecare și-a ales cel mai frumos măr. Surprinzător, toate erau frumoase, pentru că fiecare căuta altceva la mărul lui. Așa că toată gașca a fost mulțumită i a vurt mărul cu cea mai lungă codiță, fetița Zurri l a ales pe singurul cu frunzuliță, iar Lulu a verificat doar să nu ai păgăuri. Nu avea chef de întâlniri surpriză. De altfel, imediat după scurtul moment de alegeri, toți trei au mușcat cu poftă din merele alese. Vrăjimăturica, în schimb, căzuse pe gânduri. Ce s-a întâmplat, vrăjimăturică? Tocmai tu nu mai vrei să mănânci?" Știi, Lulu, mi-am dat seama că noi nu ne-am spălat pe mâini. Și tanti prezentatoarea ne spune mereu să fim atenți la igienă. Eu nu vreau să mănânc nimic până nu am mâinile curate. Ceilalți au oprit brusc din mestecat și s-au uitat unul la altul fără să spună nimic. Le era atât de foame încât au uitat cel mai important aspect, spălatul pe mâini. Mereu se îngrămădeau la chiuvetă înainte să mănânce. Dar nu cred că trebuie să ne facem griji. Oricum, sunt curate merele. Mi-a zis mie, tanti prezentatoarea. Încearcă Truli să-i liniștească. Da, exact. Merele sunt spălate și noi nu suntem foarte murdari. Astăzi ne-am jucat doar aici, în curte, cu jucăriile noastre, spuse și fetița Zurli, mușcând aproape de codița mărului. Eu nu mănânc. Cine știe ce tabără de bacterii și câți microb colorați sunt pe mâinile și pe jucăriile noastre, pe lopățelele și pe pistoalele cu apă? De fapt, spuse de-a dreptul îngrozită vrăjimăturica, mă duc să mă spăl pe mâini chiar acum! În timp ce și așezat poalele rochei, adăugă grăbită, să mă așteptați, vă rog, mă întorc repede să mănânc! Vrăjimăturica era deja aproape de căsuță când trulii, fetița Zurli și Lulu se uitau încă tăcuți unii la alții se simțeau vinovați. Tanti prezentatoarea le repeta mereu cât de important este să te speli pe mâini înainte să mănânci sau să duci mâna la gură, la ochi sau la nas. Și uite că, de data asta, au uitat. Toți. Sper să nu fie nicio problemă, spuse Lulu, uitându-se lung la sfertul de mărămas. Câteva zile mai târziu, din căsuța zurlii răsuna tusea. Era colorată pe toate tonurile posibile. Trulie avea febră și tușea, Lulu strănota continuu, iar fetița Zurli alterna tusea cu strănutul și căuta în permanență o bluză un pic mai groasă. Dacă nu s-ar fi simțit rău, fără putere, ar fi râs de simfonia de strănuturi care umplea casa. Peste toate nu înțelegeau deloc de ce s-au îmbolnăvit. Culmea, din toată casa doar ei trei vrăjimăturica sănătoasă, le prepara ceaiuri, tanti prezentatoarea vorbea la telefon cu doctorul, iar clopoțel și zdrângănel se mutaseră în altă cameră pentru că nu vreau să se îmbolnăvească. Într-unul din rarele momente de liniște, când a țipise aproape toată casa, tanti prezentatoarea și vrăjimăturica se retrăseseră în sufragerie. Dintr-una în alta au dat timpul înapoi, încercând să afle când și mai ales în ce condiții au răcit toți trei. Tanti prezentatoarea, tu știi că noi suntem atenți mereu. Nu înțeleg cum de s-au îmbolnăvit. Hmm. Tu mai știi dacă le-a fost frig afară sau ați deschis toate ușile și ferestrele simultan? Ați folosit aceeași batistă sau poate mâinile? V-ați grăbit? Nu v-ați spălat bine, bine pe mâini așa cum v-am arătat? În acel moment, vrăjimăturica și-a amintit de mere. Au stat împreună, s-au jucat toată ziua, însă ei au uitat să se spele pe mâini. Toți trei. Și tu ce ai făcut? A întrebat antiprezentatoarea îngândurată. Eu am fugit să mă spăl pe mâini. Mi era foame, mi era poftă, dar eu nu pun mâna pe mâncare dacă nu m-am spălat pe mâini înainte. Bine ai făcut, vrăjimaturică. Uite că acum ești bine, sănătoasă. Oare cum facem? Cum îi învățăm să nu mai uite niciodată să se spele pe mâini? Știi, tanti prezentatoarea, eu am un prieten foarte drăguț din regatul curățeniei. Îl cheamă Buldubuc. El a inventat bulele de săpun. Aș putea să-l chem pe el să ne reamintească regula asta. Ce idee bună, învrăjimăturică! Adunăm gașca aici și apoi îl inviți pe Buldubuc în căsuța zârli. Peste câteva minute, gașca era deja în sufragerie. Proaspăt treziți, Trulilulu și fetița Zurli se simțeau mult mai bine. Animată de soluția găsită, vrăjimăturica a început să le povestească despre Buldubuc. Le-a spus de unde se cunosc, le-a amintit că e un tânăr sclipitor pentru că e mereu curat și apoi a făcut vraja. A zi ca te, zi-mi Azi A zi ca bum, zi și tu acum. Buldubuc să vină acum! Pe loc, sufrageria căsuței Zurli a fost inundată de baloane de săpun. Cei din gașcă au început să zâmbească. Puterea magiei i-a lăsat cu gura căscată la propriu. Din marea de baloane de săpun a apărut chiar Buldubuc. Nimeni nu mai întâlnise pe cineva ca el. În zâmbetul: Vrăjimătorică, m-ai chemat? Nu ne-am mai văzut de când ai venit ultima oară în Regatul Curățeniei. Buldubuc! Dragă Buldubuc! Așa de mult mă bucur că ai venit! Uite, ei sunt prietenii mei! Aici e fetița Zurli, el e Truli, Lulu, iar ea e tanti prezentatoare. Prietenos de fel, Buldubuc i-a salutat pe fiecare. A bătut palma cu Truli, care era foarte fericit că băiatul magic este noul lui prieten. Lulu l-a întrebat imediat dacă e foame, pentru că putea să-i gătească ceva. Dar, spre surprinderea tuturor, Buldubuc doar bea apă. Fetița Zurli, foarte emoționată, era cea mai fericită să îl cunoască. Ați colo -colo, a țopăit de colo-colo, i-a pus multe întrebări și, așa, buldubuca a început să își spună povestea. Eu vin din regatul curățeniei. Acolo sunt șeful baloanelor de săpun. Misiunea mea este să mă asigur că toți părinții și copiii din lume știu cum să se spele corect pe mâini și, mai ales, că știu în detaliu regulile generale de igienă. Ați observat că eu mă pot transforma în bule de săpun? Tocmai ca să-mi pot face treaba mai bine. Atunci când oamenii se spală pe mâini, eu sunt în orice bulă de săpun. A, ah, și să știți că eu, de fapt, am cel mai confortabil pat din lume. Bine, de fapt, e o cadă. O cadă plină de baloane de săpun de toate culorile. Wow, ce tare, buldubuc! tanti prezentatoarea, vreau și eu o cadă plină de baloane de săpun, spuse fetița Zurli, care deja își imagina că peste câteva ore, la baia de seară, cada avea să fie plină de baloane de săpun gata de joacă. Gașca, tanti prezentatoarea și buldubuc au vorbit mult despre modul în care trăiește el. Însă, la un moment dat, în timp ce vorbea despre misiunea lui, Buldubuc și-a dat seama că tocmai de asta îl chemase vrăjimăturica voia să îi învețe cum să se spele corect pe mâini. Cașcă zurli, oare voi știți regulile? Cum vă spălați pe mâini? Da, buldubuc, află că eu știu că dacă nu sunt spălată pe mâini, nu trebuie să îmi ating ochii, nasul sau gura niciodată. Așa, sigur nu duc microbe acolo. Bravo, fetiță Zurli! Și mai este încă o regulă foarte importantă. Înainte de a mânca ceva, orice, trebuie să ne spălăm pe mâini bine, bine. Așa e? Exact! Bravo! Trebuie să știi că tocmai de asta te-am chemat. Lulu, Trulli și fetița Zurli s-au îmbolnăvit pentru că au uitat să se spele pe mâini înainte să mănânce. Oare știi o poveste care să ne facă să nu mai uităm niciodată? A întrebat antiprezentatoarea. Chiar am! Se numește Povestea celor cinci degețele. Ați mai auzit-o vreodată? Niciodată! Dar să știi că suntem numai urechi, în cuvință trulii. Povestea celor cinci degețele este simplă. Degetul mare vrea la plimbare, arătătorul curăță covoare, mijlociul face de mâncare, inelarul își pune o floare, iar degetul mic, ei bine, el e cel mai voinic. După cum v-am spus, fiecare degețel este harnic în felul lui. Ele vă pot ajuta să faceți multe lucruri minunate. Puteți picta, puteți face fundițe, sport, puteți găti și nu doar atât. Degetele voastre se întâlnesc în palmă. Ele stau acolo și discută toate lucrurile pe care le face fiecare dintre ele. În fiecare zi, mâinile voastre lucrează de zor. De aceea este foarte important să le spălați mereu. Numai acolo, sub apă, au și ele pauză și scapă de toți microbii cu care s-au întâlnit. Microbii sunt peste tot. Noi nu îi putem vedea, dar sunt pe mâinile noastre pentru că atingem toate lucrurile. Sunt foarte mulți microbi în jurul nostru. Hmm, oare eu câți microbi am acum? Se întrebă fetița Zurli cu ochii la mâini. Păi, când te-ai spălat pe mâini ultima oară? Cred că acum două ore, dar nu mai țin minte exact atunci ai câțiva microbi acolo. După ce termin povestea, mergem toți să ne spălăm pe mâini. Deci, așa cum spuneam, este foarte, foarte important să ne spălăm pe mâini. Iar eu, pentru că sunt șeful baloanelor de săpun, știu cea mai bună metodă. Care? Întreabă Gașca într-un glas. Știți celul Un elefant se legăna? Da! Ca să vă asigurați că v-ați spălat bine, îl cântați până adunați trei elefanți. Wow! Ce tare! Adică putem să ne jucăm și când ne spălăm pe mâini? Întreabă fetița Zurli, încântată că a găsit un alt motiv să se joace. De acum încolo o să mă spăl des pe mâini, ca să pot aduna elefanții. La finalul poveștii, Buldubuc și Gașca Zurli au pornit spre baie în șir indian. Fiecare dintre ei a cântat un elefant se legăna până la trei. Pul Dubuc și-a luat la revedere, abia după ce s-a asigurat că au învățat cu toții modalitatea corectă de a se spăla pe mâini. Adică, pe fiecare degețel, în palmă și deasupra ei. Dragii mei, sunt chemat în regatul curățeniei. Trebuie să mai învăț pe cineva cum să se spele corect pe mâini. Mă bucur că ne-am împrietenit gașcă, Zurli. Să fiți pe fază, sigur ne întâlnim când vă spălați pe mâini. O să fiu acolo, printre baloanele de săpun. Buldubuc a lăsat gașca Zurli super fericită. Pe lângă faptul că și-au lărgit cercul prietenilor magici, au învățat cum să se joace când se spală pe mâini și mai ales de ce este atât de important să o facă. Ce au ratat în tot acest timp? Ei bine, n-au văzut că în curtea căsuței turavura se juca. Atingea fiecare păpușă, mașinuță și lua în brațe plușurile pe rând. Ea era ea punea mâinile pe tot ceea ce era în curtea căsuței Zurli. O zărisă tanti prezentatoarea când gașca era la spălat pe mâini și cânta cu bucurie. Atunci a dat seama de ce s-au îmbolnăvit cei trei. Tura vrăjitoarea care nu se spală niciodată, aducea toți microbii cu ea. Toată gașca a ieșit în curte gata să-i vorbească. Turavura, ce faci aici? A întrebat-o fetița Zurli. Mai, coloraților, în sfârșit ați venit! niciodată, dar niciodată nu sunteți acasă când vin să mă joc. Adică nu e prima dată când te joci cu jucăriile noastre? Întrebă Truli. Nu, mereu vin aici. Chiar dacă sunt prea colorate pentru gustul meu, sunt niște jucării drăguțe. Bine, dacă m-ați lăsa să le murdăresc puțin, ar fi și mai drăguțe. Nu, nu, nici să nu te gândești. Jucăriile noastre sunt curate și așa vrem să rămână, interveni Lulu. Dragilor, cred că știu de ce v-ați îmbolnăvit. Voi v-ați jucat toată ziua cu aceste jucării pe care pune mâna tura vura și apoi ați mâncat. Păi, vă puteți imagina câți microbi au pe ele? Întrebă antiprezentatoarea fără să aștepte vreun răspuns. Brusc, tura vura a început să râdă în hohote. În timp ce vrăjimăturica se sprijini de lulu, simțea că leșină pur și simplu. Adică ea, curata curatelor atinge atâția microbi, atât de des, în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut? Tu, ravura, tu măcar te speli pe mâini când vii să te joci la noi acasă? Întrebă temătoare fetița Zurli. Ei, ce spui? Să mă spăl pe mâini? Eu? Ce haioasă ești colorată mică! Tu, ravura, tu știi câți microbi există? Uite, îți explic eu: dacă nu te speli pe mâini, toți microbii ăia rămân pe tine, pe mâinile și pe hainele tale. Și dacă mănânci sau pui mâna la gură, la ochi sau la nas, răcești! Ce urmează? Zile întregi în care nu te mai poți juca nici măcar o oră. Ei, ce sunt ăia microbi? Nici măcar nu există! Spui doar așa ca să mă sperii. Eu nu mă spăl niciodată pe mâini, și uite! Sunt bine, chiar foarte bine. Ce atâta ăștia microbi? Și dacă există, să știi că ei sunt prietenii mei. Turavura, dar poți să te speli pe mâini măcar atunci când vii să te joci cu lucrurile noastre, hotărât Rulli. Știți ceva? M-am săturat să vă explic. Eu nu vreau să mă spăl pe mâini și gata. Și ca să vă fie clar, poate vreți să vedeți cum vă umplu jucăriile de microbi, chiar acum. Cum a terminat ce avea de spus, Turavura a început să alerge haotic, gata să atingă fiecare jucărie din curte. Vrăjimăturica și Lulu au început să plângă, în timp ce truli și fetița Zurli se uitau descumpănit la tantiprezentatoarea. Ar fi fugit după vrăjitoare să o alunge pentru totdeauna din curtea lor. Tantiprezentatoarea își schimbă starea pe loc. În locul zâmbetului care ilumina chipul, a apărut zâmbetul strict. Turavura te oprești chiar acum. De acum încolo nu mai ai voie să vii la noi acasă dacă nu te speli pe mâini. Și dacă vin ce se întâmplă? Nimic. Pur și simplu nu aveți ce face. Atunci vrăjimăturica și-a dat seama că știe soluția. A fugit la baie, a amestecat săpun cu apă în mai multe pahare și le-a adus în curte. Când a văzut că gașca zurli face baloane de săpun, turavura s-a speriat tare. Ar fi vrut să plece. Gașca venea spre ea, baloanele erau tot mai aproape, așa că n-a mai stat pe gânduri, a fugit mâncând pământul. Hip, hip, ura, am scăpat de tura, vura! Bravo, dragilor! Bravo, bravo, ați reușit! Acum e timpul să faceți o promisiune. Puneți mâna pe năsuc și spuneți după mine. Promit să nu uit cât de important este să mă spol pe mâini și niciodată, dar niciodată să nu pun mâna la ochi, gură sau nas și să mănânc fără să fiu spălată. Sănătatea mea este cea mai importantă. Promit să nu uit cât de important este să mă spăl pe mâini, și niciodată, dar niciodată să nu pun mâna la ochi, gură sau nas și să mănânc fără să fiu spălată. Sănătatea mea este cea mai importantă, au repetat cu toții într-un glas. Până să vină ora de culcare, fiecare și-a spălat jucăriile cu săpun. Așa l-au cunoscut și ele pe buldubuc. În casa Zurli răsună acum cel mai des un elefant se legăna. Toată gașca adună cel puțin câte trei elefanți. Sfârșit! Eu sunt Maia și astăzi am citit povestea mâinilor murdare din poveștile zurlii scrise de Mirela Retegan și de Maia Sorian.